cum apreciați situația politică la momentul de față? Situația politică ultimii doi ani cred că nu este un mare secret. Ne aflăm într-o profundă criză politică și din această criză sigur că nu cred că vom ieși de grabă atât timp cât ambițiile politice ale unor lideri de partid sunt exagerate. Care este poziția PCRM vis-a-vis de alegerea șefului statului? Partidul Comuniștilor a declarat dintotdeauna că dorește ca șeful statului să fie ales și ca criza politică să ia sfârșit și să instaurăm stabilitatea în țară. Ce candidatură la funcție de președinte va înainta PCRM? Decizia cu privire la candidatura Partidului Comuniștilor sau va susține un careva candidat urmează a fi luat doar de către plenara Comitetului Central, organul de conducere al partidului și rămâne să vedem care va fi decizia organului de partid. Credeți că Dumitru Deacov ar fi candidatura de compromis pentru alegerea șefului în funcție de președinte? Ce cred eu este mai puțin important. Important este ce va crede partidul, dar rămâne să vedem, deoarece totuși declarația noastră anterioară rămâne în vigoare. Considerăm că ar fi necesară o candidatură de compromis care să fie susținută de către toate partidele parlamentare și de întreaga societate. Păi, sigur că da, s-a declarat și anterior, PCRM-ul este dispus să dialogheze, dar separat cu fiecare partid în parte și ca ulterior să încercăm să identificăm acea soluție. Totuși, ce înțelegere ați avut cu PLDM? Pentru că ați avut acolo întâlniri cu... Din câte eu cunosc, nu există nicio înțelegere nici cu un partid, absolut, deci nu negociem, nu avem careva discuții în secret. S-a discutat despre situația politică din țară, dar nu există nicio înțelegere. Faptul că PLDM-ul recent a susținut cererile noastre anterioare cu privire la demisia unor funcționari este foarte bine. Deci noi de foarte mult timp am solicitat aceste demisii și dacă și PLDM-ul a conștientizat că într-adevăr există o problemă și a susținut cererile noastre, este foarte bine, dar înțelegeri nu au existat. De ce credeți că nu a fost demis procurorul general? Probabil că însăși autorii acestui demers s-au răzgândit. M-am observat că la ultima ședință a Parlamentului PLDM-ul așa și nu a înaintat proiectele sale anterioare cu privire la această problemă. Nu excludem că totuși acel șantaj cu acele dosare penale împotriva unor înalți funcționari cred că și-a avut efectul și probabil că intențiile acestor politicieni după asemenea dezvăluiri cred că s-au mai epuizat, mai ales că însăși PLDM-ul a refuzat să creeze acea comisie specială cu privire la raportul procurorului general și a încercat să schimbe în genere conceptul. Adică, probabil, au de ce se teme și cred că încă nu și-au elaborat poziție clară de ce și au frânat acest proces de demisie procurorului general, dar există și o altă problemă în afară de cea politică. Există o problemă juridică. Într-adevăr, legislația prevede unele proceduri foarte sofisticate de demiterea procurorului și până nu va fi modificată legislația, într-adevăr, procedural nu avem dreptul. În caz contrar, riscăm ca această hotărâre să fie declarată neconstituțională. În ce relație sunteți cu vicepreședintele PD, Vlad Papuc, și dacă este adevărat că recent ați avut niște discuții cu dumneavoastră și dacă ați ajuns la Moldova? Eu personal n-am nicio relație cu domnul Plahotniuc, absolut. Eu unica unde
îl văd este în, în Parlament la distanța prezidiumului. Eu personal n-am absolut nicio relație și nu îl cunosc personal. În ce relație se află cu alți colegi de partid, sincer, nici nu cunosc și din câte cunosc, nu există careva discuții și înțelegeri cu domnul Pahutniuc. În orice caz, n-am auzit niciodată de așa ceva. Credeți că vom avea un șef de stat sau mergem spre alegerea anticipată? De fire sunt optimist și sigur că mi-aș dori să punem punct acestei crize politice și să avem un șef de stat ales într-un consens larg în Parlament, dar totodată riscul alegerilor parlamentare anticipate este unul încă foarte, foarte mare. Ce credeți că se va întâmpla pe 18 mai în Parlament? Sigur că ne-am dorit cu toții ca pe 18 noiembrie totuși să fie ales șeful statului, dar din practica anterioară totuși nu excludem că pe 18 noiembrie, adică din primul tur, nu va fi ales șeful statului și decizia finală va fi luată în termen de o lună în cadrul alegerilor repetate. Cu colegii de informațiune sunt în relații foarte bune, absolut cu toții și nu numai acum, dar și de mult timp înainte cu toții comunicăm, încerc să ajut pe mulți dintre colegi. Eu solicit ajutor de la alți colegi mai experimentați din alt domeniu. Practic avem niște relații de colaborare foarte, foarte bune. Este adevărat că în PCRM există două planuri? Este adevărat că există discuții și există mari dezbateri în presă despre existența două clanuri în PCRM. Eu personal, din interiorul acestui partid, nu am observat să existe așa ceva, adică nu am simțit pe propria piele existența diferitor clanuri în PCRM. Eu totuși consider că această rivalitate, într-adevăr, este mai mult de către jurnaliști, de către presă, este foarte mult discutată. În realitate, sunt colegi de partid și de câte ori văd, dau mâna, comunic, nu am observat, cel puțin eu nu am observat o asemenea rivalitate între ei. Credeți că ratingul PCRM este în scădere, așa cum prezic unii analiști? Eu cred că ratingul PCRM este într-o creștere foarte serioasă și acei analiști care încearcă să prevadă moartea PCRM-ului nu sunt analiști, sunt doar niște portavoce a unor partide. Să ne aducem aminte, de 2 ani se vorbește despre moartea PCRM, despre scăderea ratingului PCRM și așa mai departe. Eu în fiecare săptămână am întâlniri în teritoriu cu cetățenii și cu alegătorii și eu simt reacția oamenilor care foarte mult sunt dezamăgiți de această guvernare, de această alianță și într-adevăr sunt foarte multe declarații că totuși pe timpul guvernării Partidului Comuniștilor era o mai mare stabilitate. Și, sincer, toți oamenii regretă că și-au dat voturile pentru această guvernare și doresc revenirea comuniștilor la putere. Și, în plus, avem și sondaje de ordin intern care ne arată doar o creștere a ratingului PCRM. Care din componentele Alianței pentru Integrare Europeană le considerați ca concurență? Noi, în Parlament, toate formațiunile politice le considerăm ca oponenți politici. Absolut toate, deoarece noi nu suntem nici într-o alianță, nici într-o coaliție și suntem înconjurați doar de oponenți politici, mai ales în campanii electorale și în alegeri. Simțim foarte bine această luptă și acele atacuri crâncine din partea acestor formațiuni politice. La moment suntem oponenți politici, nu vorbesc că suntem dușmani, între colegi putem să discutăm, putem să vorbim chiar și amical, dar din punct de vedere politic, toți sunt rivali politici.
Vladimir Voronin, în primul rând, este foarte, foarte atent la detalii. Vladimir Voronin este foarte solicitant, adică cere foarte mult de la colegi, foarte mult de la partid, foarte mult de la noi cere. Vladimir Voronin este într-adevăr un șef de la care avem foarte mult de învățat și am învățat foarte mult, îl cunosc pe domnul Voronin de mai bine de 10 ani, deoarece am activat în cadrul aparatului președintelui timp de 7 ani și într-adevăr este o persoană foarte puternică. Unii ar putea să spună că este autoritară, poate da, dar această mai degrabă nu autoritară, dar mai degrabă cu autoritate. Cu autoritate și sigur că impune disciplină și anume aceste calități dau foarte rezultate foarte bune și anume reșind din aceste calități domnului Voronin, noi am învățat foarte mult și am obținut ceea ce am obținut, deci sunt foarte mult recunoscutor domnului Voronin pentru toate câte am învățat și pentru susținerea dumnealui. Văd Moldova peste 5 ani, o Moldovă bogată, o Moldovă prosperă, o Moldovă guvernată de comuniști. Ce credeți despre integrarea europeană a Republicii Moldova? Integrarea europeană a Republicii Moldova a fost prioritatea de bază a noastră începând cu anul 2003 și decât la faptul că suntem în opoziție, noi considerăm că integrarea europeană rămâne o prioritate și va fi o prioritate și pe viitor, dar trebuie să dezvoltăm relațiile foarte bune și în special cele economice cu toate țările vecine, inclusiv și vecinii din Est.